După gala de sâmbătă, Casa Mireasa se pregătea să dea startul unei noi petreceri, de această dată cu tematică clubbing, un DJ și o animatoare una și una. Petrecere frumos! Poftiți pe ușa în casa mamei, fete! Mame, fete, mame, fete! Așa în club? Așa vrei să te iau cu mine în club? Dar înainte să înceapă distracția, Alin și doamna Daniela aveau câte ceva de lămurit după plecarea Adelinei. Nu înțeleg astăzi când a plecat Adelina, de ce mă condamnai pe mine că a plecat? N-am putut, am întrebat dacă ești fericit acum că ai plecat. N-am zis că sunt fericit, am zis că trebuia să plec. Nu. Dar nu te-am condamnat, te-am întrebat doar dacă ești mai fericit acum. Nu, dar tonul care l-ai vorbit. Păi da, că tot vorbeai când omul trebuie să plece. Pentru că m-a deranjat, nu i-am spus, dar m-a deranjat vorbele lui maică-ta. Când a zis că las-o să vorbească ca o rasă, să măcăne ca o rasă. Nu se referea doar la tine, se referea și la Alina. Nu, la mine ți-ai făcut. Tu lasă să măcăne ca o rață și tu mergi mai departe. Și ai văzut ce am mers mai departe. Că tot comenta. Păi nu, că eu am zis să, să nu-ți mai dea curs. Păi și de ce mai vorbea? De ce nu tăcea din gură? Păi cum nu știu? Comenta. Rața când măcăne trebuie să taci. Și ca să intre de tot în atmosfera de petrecere, concurenții se încălzeau și cu puțin karaoke, ba chiar și cu o dedicație de dragoste în cazul Izabelei. Însă nu a trecut prea mult timp până când Adelina a revenit din nou ca subiect de discuție între fete. Pare rău de Ade că nu e aici cu noi, sincer. Da. Chiar îmi pare rău maxim că ea... Ea era sufletul petrecerii, frate. Chiar era. Dar poate o să aibă posibilitatea cum a făcut Alina să vină înapoi. Eu sper. Nu prea cred acum. Sincer, nu prea cred acum asta. Nici eu nu cred, pentru că suntem spre final cumva, știi? Dar tot sper la treaba asta cumva. Și Liviu luau și ei parte la petrecere, dar gândurile lor se îndreptau tot spre căsătorie. Mă întreb după 20 de ani, o să-ți pară rău. Sigur, vrei să te căsătorești cu mine? Crezi că pot? Te-am să spun după 20 de ani că ai greșit. Dar Liviu și Maria nu erau singurii cu gândul la nuntă. Cupluri cu câte doi, ce? Văd că a fost pasiune acolo. La final trăgeați pe scară de Alina amândoi sau țin eu minte eronat? Cum? La finalul petrecerii. Ce-am făcut? Trăgeați amândoi de Alina. Nu, că merge cu mine sau ceva de genul ăsta.
Nu. A doua zi. Cred că ai visat. A fost, nu, a fost o glumă, 3, a fost o glumă. Dar n-a fost așa, nu. Dar nu știu dacă la petrecere s-a a doua zi. Ce spui, Bogdane? Zi tare că nu... Lăsați omul în pace! Pe cine? Pe Alin. Da, zic să nu vorbiți de funie în casa spânzuratului, că oricum o să avem și un material... Da, uite și domnule, spune, face așa. Da, tu cum te-ai distrat la petrecere? Foarte bine. Foarte bine! Da, cel mai bine. Cel mai bine! Păi și... Am dansat. Ai dansat? Da. Și a doua zile a zis, n-am fost eu. Da. Da, am fost eu, chiar m-am distrat și a fost bine. În prezența tuturor. Păi normal, că doar n-au plecat toți și te-au lăsat singur cu animatoarea. Da, o să vedem, stați că avem, baule, avem marfă, nu, o luăm așa și noi ușor. M-a consolat domnișoara Sandra. Sandra? Da, zi, vrei să intre în casa mireasa? Ce să fac aici pentru mine? Ea are treabă pe afară. Păi nu am zis că pentru tine, de ce? Ce taci. Da, nu te afunda. Nu mai lua de știi de moment. Da, eu zic să respir, să treacă măcar o săptămână, să da, vezi nu, cum vreau, e. Doamna Simona, vreau. Da-ți dor de Adelina? Afară. Da. Cu Sandra, da. Da. Blaze, nu. Nu fi răutăcios. Dar chiar, cum a fost Alin? Acum vă întreb pe voi, băieți, că na, voi a sta mai mult cu el în casă, că ușile s-au mai și închis. Se mai gândea? Se mai gândește la Adelina? Da, i-am zis se că gândești. Nu, am mai trecut și eu repede peste relații, dacă el niciodată. Dar stai puțin, dar de ce glumesc, spui? Da. Glumesc. Fii atent, nu, Bogdan, aceste nu, săgeți de afară s-ar putea să nu fie interpretate tocmai bine, pentru că voi știți că da, pe antena Play se difuzează lucruri, dar nu se difuzează numai Alin non-stop acum. Clar. Se difuzează și despre Andreea și Marian și despre voi, despre fiecare, adică vă dați seama ce și-ar putea imagina cineva de acasă. Clar, se gândește numai la Adelina. Chiar am vorbit de Adelina. I-am simțit lipsa toți. Păi tu, voi ca voi, dar eu ziceam de el. Da, și el, da, pentru că vorbeam, adică am vorbit de Adelina. Nu l-am lăsat prea mult să simt.